Ascultăm două versete din Vechiul Testament, din Exod, capitolul 12, versetul 12 și 13. În noaptea aceea, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu, Domnul, sângele vă va străji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Bine, frați și surori, ne aflăm în biserică dumneavoastră. Am fost chemați aici de autoritățile bisericii dumneavoastră. Din împreună cu soția mea, ieri am participat la conferința surorilor și împreună cu surorii din Austria. Grup de surori care, chiar dacă eu acum locuiesc în România, totuși ne sprijină din rugăciunile lor. Noi vrem să-i binecuvânteze, scumpii mei. N-am mai fost, deci, aici, în biserica dumneavoastră, n-am mai fost în Spania, deci am fost în aproape toată lumea, pe alte continente. Și mă gândeam atunci când eram sigur că trebuie să vin împreună cu soția mea în biserica dumneavoastră, mă gândeam că asta este planul lui Iisus Hristos, care spunea ucenicilor sunar să vestească această veste bună, această Evanghelie, până la marginile Pământului. Acum Spania este la marginea Europei. Și n-am fost, când m-am gândit așa mai aprofundat la această lucrare, am fost cercetat așa în adâncul inimii mele și am zis că trebuie să răspund la această chemare. Continuând, de Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la mântuire, doresc să ne salveze și ieri am avut niște momente deosebite cu surorile. Și chiar am zis că surorile au o calitate deosebită în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și calitatea aceasta, scumpii mei, este ceva de care Biserica are nevoie, de mă gândesc acum la rugăciunile de mijlocire. Mijlocitoare. Deci la o fază mai înaltă, spirituală, omul devine un mijlocitor, care poate să mijlocească pentru țara lui, pentru poporul lui, pentru biserica lui, pentru familia lui. Este o înălțime spirituală deosebită. Și surorile și frații, deci, participă la această lucrare de mare importanță. Caut un om, spunea Domnul. Caut un cinstit de om, căuta Dumnezeu, își căuta un om care este maturizat și poate să facă această lucrare de mediere, de mijlocire. Și a fost o zi binecuvântat și astăzi, frații din autoritățile, din autoritatea bisericii cu toate care și cu frații din conducere, mă autorizează ca să vorbesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu un mesaj. M-am gândit, scumpii mei, la un lucru de mare importanță din viața noastră. Și predic aceasta
vreau să pun un titlu, nu m-am gândit prea mult la titlu, dar mi-a venit ideea și ideea aceasta centrală este o întrebare. Cum pot să fii mântuit? Interesul nostru, nu-i așa? Noi toți am venit aici cu acest interes și eu am venit Hristos și dorim ca să fim salvați, să fim mântuiți glorii lui Dumnezeu. Amin. Haideți să mergem mai departe. Unii cred că stau pe loc, dar nimeni nu stă pe loc. Fiecare clipă din viața noastră, noi ne ducem mai departe. Mă gândesc atunci când Samuel a chemat pe Saul ca să fie împărat al Israelului, erau niște îndemnuri. Și i-a spus așa, te vei duce mai departe. Te vei întâlni cu niște oameni. Apoi, de acolo te vei duce mai departe. Chiar te vei întâlni cu niște profeți, niște slujitori ai lui Dumnezeu și de acolo duce mai departe. Nu sta. Te vei duce mai departe și te ajunge pe muntele lui Dumnezeu. Asta este destinația. Și atunci Duhul Sfânt va veni peste tine și tu vei fi un alt om. Da, bă, Domnul. Nu se vor întâmpla aceste lucruri, să știi. Lucrul important îți spun acum că Dumnezeu este cu tine. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Deci haideți, dragii mei, să nu ne oprim în apa vieții până la glede. Nu-i așa. Nu ce mai departe. Te rugăm, Doamne, te rog, trimite îngerul tău să mai măsoare 1000 de cost. Nu-i așa. Așa cum zicea omului Dumnezeu, profetul, Doamne, te rog, trimite încă o dată îngerul tău. Continuăm biserica dumneavoastră să fim altul Dumnezeu, încă o dată îngerul lui. Știți că un înger, tradus în limba română, înseamnă trimisul lui Dumnezeu. Să nu vă gândiți că mă gândesc acum la bine și eu sunt trimisul lui Dumnezeu, dar suntem altul Domnul, un înger, amin. Și să mai măsoare Dumnezeu în mine, pot să nu stăm, scumpii mei, pentru că noi trebuie să avansăm, trebuie să mergem înainte și trebuie să mergem acolo unde torentul acesta de apă ne duce. Ne duce pe noi, nu noi. Ducem apa vie, da? Și suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Este ceva minunat. Slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, haideți să ne gândim acum, să ne axăm noi atenția în jurul acestei întrebări. Cum pot să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și este foarte important, datorită faptului, scumpii mei, că tot ce se întâmplă în această lume, tot ce se întâmplă în bisericile Domnului, am văzut ce se întâmplă și în America, și în Germania, și în Austria, și în Franța, și în mai multe părți. Tot ce se întâmplă, deci arată foarte clar că revenirea Domnului Iisus Hristos este foarte aproape. Și a doua oară Domnul Iisus va veni pentru cei care iubesc venirea Domnului. Iubesc venirea Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel zice că a doua oară Domnul Iisus a venit pentru cei care îl așteaptă. O altă problemă. Și a doua oară Domnul Iisus Hristos a venit cu timei pentru cei care sunt gata. Deci pregătește-te, poporule, zice profetul Amos, să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Amin, amin. E o bucurie pentru voi. Amin. Este o bucurie pentru omul care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Iubește revenirea Lui, glorificat să fie numele Domnului. Scumpii mei, am citit aceste două versete și în primul verset noi descoperim un principiu divin. Știți că Dumnezeu întotdeauna acționează
și are principii din diferite domenii. Ce este un principiu divin? Deci vreau să spun că pe odată a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus așa: Doamne, noi am lăsat totul, am lăsat totul. Și dacă am lăsat totul, ce vom primi? Însătit. Asta e principiul. Lăsați ceva pentru Domnul, îl vei primi însătit înapoi, cu binecuvântările lui Dumnezeu. Deci niciodată nu regretăm dacă trebuie să lăsăm ceva și să fim gata să facem acest lucru, pentru că Domnul Iisus Hristos ne va răsplăti. Și în prima parte a versetului, Cuvântul Dumnezeu aici arată că o judecată care se va întâmpla va veni peste Egipt. Nu știu, mii de ani aștepta Dumnezeu și pentru egipteni. Mii de ani aștepta pentru alte popoare, pentru noi. Dar, scumpii mei, paharul acesta de răbdare al Dumnezeu s-a umplut odată. Și atunci Dumnezeu s-a hotărât dacă egiptenii se închinau la alte zeități, Domnul a spus că va ține judecată cu acest Egipt. Chiar așa ce cheam aici, că în noaptea aceea eu voi trece din țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuții din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. El, Domnul. Isaia spune că El este Dumnezeu. Și numai El este Dumnezeu. În afară de El nu mai există Dumnezeu. Are putere în cer, pe pământ și peste tot. Glorie Domnului. Continuei. Nu este o veste bună. Nu e așa. Nu este o veste bună pentru egipteni. Absolut nu poate să fie o veste bună pentru oamenii care nu se pregătesc. Care neglijează viața lor. Acum, când porți de Harului Divin sunt deschise, și Dumnezeu ne cheamă din orice națiune, din orice popor, să-și formeze o biserică, o eclesie, pe care Dumnezeu are în gând să-L îmbrace cu haina mântuirii. Și când biserica este gata, atunci va suna ultimul sunet de trâmbiță. Ne pregătim noi pentru acest lucru? Sau mai stăm în crucișor de drum, sau mai răbărim? Dar nimeni! Asta este problema Egiptului. Asta este problema celor care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Dar Dumnezeu nouă ne zice altceva. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele, slăvit să fie numele Domnului. Și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Continuăm. Vedeți dumneavoastră că tot ce se întâmplă în lumea aceasta arată foarte clar ceea ce Domnul Iisus a spus când a fost întrebat. Care vor fi semnele venirii tale? Domnul a spus printre altele că vor fi calamități naturale, uragane, tsunami, da? Cutremure de pământ. Vedem peste tot. Mass media ne anunță. Știm totul ce se întâmplă în America, în Australia, în Asia, peste tot. Și spune mei de ce? Ca să ne pregătim, ca să vedem că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, este drept. Și lumea aceasta, scumpii mei, stă în pragul unei judecăți. Se va declanșa această judecată. Dar nouă, scumpii mei, Dumnezeu ne zice altceva. Ne face un adăpost. Slavă Domnului! Ne face un adăpost, Dumnezeu. Să vă vedeți, vorbeam de aceste principii, când Dumnezeu intră în judecată, cu o cetate, cu o țară, Dumnezeu îi scoate pe ai Lui. Și asta este o bucurie.
A venit Îngerul lui Dumnezeu și îi spunea la lor, ieși de aici, ieși din Sodoma. Eu n-am ce face cu cetatea aceasta. Uite ce fac, uite ce păcate. Îi nimicesc. Dar nu pot să fac nimic. Și aici mare atenție. Până ce nu ești tu de aici. Ce mare bucurie pentru poporul lui Dumnezeu. Când veți vedea lucrurile acestea, să nu vă înspăimântați. Dar ce să facem, Doamne? Să privim spre cercuri, acolo e Domnul Iisus Hristos. Și chiar avea un poet un lucru extraordinar de adevărat. Ruga se înalță fierbinte, lacrimi ne curte obraj, păstorul nostru prea sfinte, vino și du-ne de aici din necaz. Amin, amin. Ne scoate Dumnezeu. Slavă Domnului. Facem și noi un exod acum. Și exodul nostru, scumpii mei, este spre Canaanul Cer. Ok, bun. Cum vor fi salvați? Ce să facem? Dumnezeu a spus foarte clar, ieși de aici. Apoi de Dumnezeu s-a judecat cu Ierusalimul pentru că era o apostazie, o alunecare din credință extraordinar de mare și a trimis îngerul lui ca să-și ducă judecata la îndeplinire, a oprit judecata. Și ce a făcut? A poruncit unui înger să pună un semn pe fruntea celor care ei au fost oameni al lui Dumnezeu. Ei nu s-au îngrijit cu păcatul. Pune un semn. Și apoi a spus, deosebește-i. Vine o zi, că oamenii aceștia deosebește-i care au semnul pe frunte. Dar nimeni, tot așa s-a întâmplat, de exemplu și cu noi. Dumnezeu s-a judecat cu lumea aceea veche și toți au fost nimicit prin potop. Răbdarea lui Dumnezeu s-a terminat. Dar pe noi l-a mântuit. Noi a făcut o corabie după cum Dumnezeu i-a arătat să facă. Amin? Amin. Și credința noastră și pocăința noastră trebuie să fie un lucru pe care Dumnezeu îl arată. Uite, așa se face. Și acum, dragii mei, să vedem patru lucruri importante pe care Dumnezeu le spune acestui popor. Uite, vine nimicitorul, vine orgia, vin războaiele nucleare în lumea aceasta, vin probleme în lumea aceasta. Unde te vei adăposti? Unde vei fugi? Deci trebuie să ne gândim la aceste probleme. Unde vom merge? Dumnezeu mi-a arătat într-o vis de noapte, n-am să intru în detalii acest lucru. Cu tine orgia și chiar mă gândeam. Mă gândeam că mă voi adăpostea acolo. Și Duhul Sfânt m-a convins că vor fi pe pământul acesta nici un loc unde poporul va fi ofrătit. Dar ce se va întâmpla? Scumpii mei, pe muntele lui Dumnezeu este purtare de grijă. Nu degeaba ai postit, nu degeaba te rogi, nu degeaba suferi anumite necazuri, încercări, nu degeaba. Răsplata va fi mare. Dar, dragii mei, iată ce le spune Domnul. Înainte de aceste lucruri, fiecare om să ia un miel. Acum mă întreb pe dumneavoastră, ați cumpărat mielul? Da, fiecare are un miel. Dar ce înseamnă? Cum am putea cumpăra, cât costă mielul acesta, dragii mei? Are un preț extraordinar de mare? N-avem atâția bani ca să cumpărăm acest miel? Da! Este extrem de important să știm că este foarte scump. Mielul acesta, Ioan Botezătorul, ridică mâinile atunci când mii de oameni veneau și se botezau în Iordan, într-o zi,
Duhul Domnului i-a spus, uite, semnul care astăzi îți-l arăt atunci când va veni un om deosebit aici. Va fi deosebit. Niciunul dintre mii de oameni mergeau să-l asculte pe Ioan și o seamănă cu el. Îl vei vedea atunci când Duhul Sfânt va coborî peste el. Slăviți să fie numele Domnului. Și eu am văzut acest lucru, vreau să-l vezi și tu, și eu am văzut acest lucru, că Iisus a venit în viața mea. A strigat, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mielul acesta l-ai cumpărat? Ai dat? Ce ai dat pe Mielul acesta? Hai să vedem cum a încercat Apostolul Pavel să câștige acest miel. El. Vreau să citez din Filipeni câteva versete, cum mărturisește acest rabin, era foarte mândru, era și fanatic, mă înțelegeți? Un fanatic religios, ținea legea lui, cum îl interpreta, cum îl înțelegea, cum era problema lui. Și rigonea biserica Domnului Iisus Hristos. Dar nu pot fi. S-a întâlnit cu Domnul Iisus. Și El mărturisește și ca și în fața împăraților, am văzut o lumină care trecea lumina soarelui. A și orbit El, a căzut de pe calul lui și a auzit un glas din cer care îi spunea, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Acest marele teolog nu știa că cine vorbește cu el. Și el spunea că cunoaște legea lui Dumnezeu, n-avea persoană. Ok, dar nu l-a cunoscut pe Iisus Hristos. Dar mei, dacă auzi de Domnul Iisus este bine, dar trebuie să ai o relație personală cu el. Amin, amin. Cine ești tu? Eu sunt Iisus din Nazaret. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt cel de-al patrulea care a fost cu Șadrac, Meșac și Abednego în cuptorul de foc. Eu sunt Alfa și Omega. Eu sunt începutul și sfârșitul zidirii lui Dumnezeu. Eu sunt, numai eu sunt. Dragii mei, Apostolul Pavel spune că din clipa aceea s-a produs o schimbare în viața lui, profundă, o schimbare radicală. Dacă te întâlnești cu Iisus, dacă Iisus vine în casa ta, în inima ta, unde se prezintă El, cheamă-L și să vezi că totul se schimbă. Nu-L fac multe sfori când încercări, greutăți, probleme. De ce sunt aceste lucruri? Pentru că te lupți singur. Nu este destul. Invită-L pe El în viața ta. Amin. Și El se va lupta pentru tine. Dragul meu, dar trebuie să cumpere acest piept. Aici e problema și în Filipeni, în capitolul 3, versetul 7 și 8, o să citesc, spune așa, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Rabinule, pierzi titulatura, pierzi slava, nu contează. Vreau să-L câștig pe acela care mi-a vorbit. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere în față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Domnul meu, pentru El, am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. De ce? De ce? Ca să cumpăr acest miel, ca să-L câștig pe Hristos. Femeie, aici e problema. Mulți ar trebui să se gândească dacă au mielul acesta. Trebuie să-L cumpărăm. Dacă să-L cumpărăm, trebuie să facem exod. Din lumea aceasta trebuie să lăsăm totul. Scumpii mei, totul este un gunoi și trebuie să lăsăm să piară, să pierdem acest lucru. Pentru că cine iubește această viață pământească, că să se mai distreze, să mai nu știu ce să facă,
o va pierde pe aia la alta. Așa spune Domnul Iisus. Da, cum direi, cine își pierde viața pentru Iisus, o va regăsi atunci când El va veni. Glorificat să fie numele Domnului. De vreme, al doilea factor care ar trebui ca să ne gândim ce să facem ca să fim mântuiți, versetul 8, prima parte din Exod 12, spune așa. Carnea s-o mâncați. Adică hrana ta. Foarte important ce mănânci, frate și soră. Nu pot mânca împreună cu oameni din lume, ce mănâncă ei. Mă gândesc acum în sens spiritual, că corpul acesta fizic normal, că are pretențiile lui și nevoile lui, da? Domnul Iisus spune foarte clar că omul nu trăiește numai cu pâine, ci trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Trebuie să venim aici să ne alimentăm, trebuie să venim la casa Domnului, trebuie să intrăm în prezența lui Dumnezeu ca să ne alimentăm, pentru că sunt zile grele. Sunt zile extrem de grele. Frații spun, surorile spun, uite, așa se întâmplă la noi, așa se întâmplă la noi. De ce? Pentru că această judecată Dumnezeu nu va ține ziua, va ține noaptea. Noaptea înseamnă întunericul, înseamnă greutate, înseamnă probleme. Deci pregătește-te să ieși din lumea aceasta și să mănânci cuvântul lui Dumnezeu. Vremul nostru, profetul e mare, om al lui Dumnezeu, al credinței. La un moment dat, o falimentat. De ce? Pentru că Dumnezeu a vrut să arate lui Ilie cine este El atunci când este singur și cine este El când Dumnezeu, Emanuel, este cu El. Mare diferență. Spală-te, Ilie, Dumnezeu vrea să mântuiască. Dumnezeu, Ilie, extraordinar, frate-tot. Noi nu avem voie și suror să ațipim în credință, pentru că atunci nu avem numai imaginații. Nu avem numai nici închipuiri. Trebuie să trăim în realitate. Realitatea aceasta este adevărul lui Dumnezeu. Nu este o religie, nu este o dogmatică. Este adevărul lui Dumnezeu. Scoală-te, ce să fac? De ce să mă scol? Scoală-te! Mănâncă și bea. Este important să mănânci, pentru că drumul care este în fața ta este prea lung pentru tine. Este prea greu pentru tine. Nu poți să călătorești. Numai dacă mănânci, scumpii mei, dacă mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, în acest cuvânt al lui Dumnezeu nu este altceva decât puterea lui Dumnezeu. Și experimentăm dacă credem și dacă noi. Nu este destul numai să crezi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să-L aplici în viața ta de fiecare zi. Cumpără de și mie, dacă nu l-ai cumpărat până acum, și mănâncă adevărul lui Dumnezeu. Lumea aceasta se rănește cu minciună, da? Asta este problema. Și crede minciuna. Nu știu, vor să mă că undeva prin univers să găsească o planetă care să fie exact ca Pământul, nu o să o găsească niciodată. Nu, dragii mei, pentru că Dumnezeu, desigur, a creat această lume așa cum a vrut să o facă. Pentru slava Lui, toate lucrurile create. Deci, mănâncă adevărul lui Dumnezeu. Și apoi, mai departe, Dumnezeu spune al treilea lucru, ce să facem cu sângele Domnului Iisus? Ce să facem cu sângele Mielului? Dar nu, fără sângele lui Iisus nu există iertare. Nu există grație. Să știți dumneavoastră. El se roagă și spune în rugăciunea lui, Tată, eu le-am dat numele Tău, am dat cuvântul Tău, apoi mai încolo de ce că am dat și sângele meu, am dat viața. Câteva cântări așa de frumoase au fost pe rugăciuni, îndemnuri. Și ne-am axat exact pe ideea asta a fost axată pe Mielul lui Dumnezeu, pe sângele Domnului Iisus Hristos. Avem acest sânge? Ce facem cu El? Că nu putem face cu sângele lui Iisus Hristos ce vrem noi. Amin? Dar putem să facem. Le-am văzut persoane care ei au crezut, dacă am luat un botez în apă, apoi eu nu fac ce vreau.
Dumnezeu știe lucrul acesta, că sigur că știe, Dumnezeu știe toate lucrurile. Dar, dragii, ce faci cu sângele lui Iisus? Aici, versetul 22 spune să luați apoi un mănunchi de izop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Asta era problema care Dumnezeu le spunea. Ce să facă, de ce să facă izraelții în Egipt cu sângele Domnului Iisus Hristos? Ușor, ușii. Inima ta este dusă cu acest sânge al lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Dragul meu, a trebuit să moară Domnul Iisus, membru neprihănit al lui Dumnezeu pentru tine. Gândește-te foarte bine că tu nu mai ești al tău, ești răscumpărat. Dar Apostolul Petru spune că noi suntem răscumpărați nu cu aur și cu argint. Suntem răscumpărați cu un preț enorm de mare. Cu sângele Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Cum vivești și chiar am amintit, frate, aici, că noi suntem la cina Domnului și o să bem din pahar rodul viței care după rugăciune se ridică la valoarea sângelui Sfânt al Iisus Hristos. Se ridică la această valoare. Și ai grijă, pentru că trebuie să fii pregătit ca să deosebești lucrurile bune de cele rele. Le primești în viața ta numai pe cele bune. Numai pe cele care îți arată și îți indică Cuvântul lui Dumnezeu. În Evrei ne arată și responsabilitatea de mine. Dumnezeu ne-a dat Cuvântul lui, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a dat sângele lui Iisus, dar noi avem și responsabilitate. Trebuie să avem grijă că în ziua de apoi Dumnezeu va spune: am dat Cuvântul meu, am dat Duhul meu, cel Sfânt, te-am iertat, am dat sângele Fiului meu. Ce ai făcut cu aceste lucruri? Doamne, binecuvântă-ne să fim puternici și fiecare zi lui să avem grijă de aceste lucruri. Uitați cum de ce spune aici în Evrei, capitolul 10, Cuvântul lui Dumnezeu, ultima parte a versetului 29. Până așa, că cel care va îngăni sângele legământului cu care a fost sfințit, va fi o problemă. Deci nu avem voie, Dumnezeu trebuie să îl prezentăm în ziua aceea, așa de spun noi, nu, cum îl pângărim? Cu păcate. Cu păcate. Iisus a mers pe cruce pentru că noi am păcătuit. Sora a cântat-o cu tare frumoasă despre Baraba și despre Iisus Hristos. Oare nu mă pot identifica și eu cu Baraba? N-am fost și eu acela care l-am răstignit pe Iisus Hristos, pentru că eram o fabrică de păcat. Cum de mei, acum, după ce ne-am întors la Domnul Iisus Hristos, ar trebui ca să nu mai păcătuim. Amin? Pentru că Dumnezeu ne dă această putere. Și hai să vedem și ultimul factor. Spune Cuvântul lui Dumnezeu, tot așa, în Exod 12, ultima parte din secolului 22, nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Cum înțelege voi acest lucru? Până ce judecatul lui Dumnezeu, cum vrei, se va declanșa, noi să nu ieșim din casă. Din ce casă? Din casa Domnului. Aici e problema. Mulți părăsesc cu adunare, nu le place culoarea asta, nu le place aia la altă, dar, scumpul meu, tu caut adunarea lui Hristos. Adunarea celor noi născuți. Slăvit să fie numele Domnului și nu ai voie să o părăsești. Nu că am auzit odată că nici nu era la credință, că vorbea cineva care el zicea că el era pocăit. Avea un conflict cu cineva. Și n-am avut ce face într-o zi, m-am ridicat și am zis lăs pocăința 5 minute și a început să facă niște lucruri urâte. Păi, mă gândeam eu așa cu mintea mea atunci, am zis, cum omul ăsta zice că poate să lese pocăința așa, păi în 5 minute înapoi? Nu cred. Eu nu cred. Acest lucru nu cred. Am stat de vorbă cu frate de 30 de ani, sunt păstor, la 7 biserici, acolo în România, și
și am avut multe consilieri, multe probleme. Și am stat de vorbă cu ei și erau persoane care au căzut de la credință și au început ca să le pară rău. Și mă întrebau, frate, dar ce zici, Dumnezeu mă iartă? Atâta timp cât îți pare rău, te iartă. Dar când te pietrești, Dumnezeu, dar nici tu nu vrei să te valiete. E greu, dacă cobori, e greu de urcat. Nu spune, da. Trebuie să fii activ. Trebuie să spui așa. Am să mă ridic. Și am să mă duc la tatăl meu. Și am să-i spun. Îmi pare rău că am păcătuit împotriva ta. Împotriva cerului. Vedeți, dumneavoastră, ce înseamnă mărturisirea și părerea de rău. Atâta timp cât cuiva mai pare rău, să știți că Dumnezeu îl iartă. Dar trebuie să te ridici, singur trebuie să te ridici. Și trebuie să te duci. Să nu lăsa să te gândești că da, a trebuit să mă duc la casă de rugăciune, că frații s-au adunat la rugăciune, da, ok, au program de rugăciune, dar eu nu pot, că sunt foarte obosit. Cum pune el. Porțile Harului și pentru tine încă sunt deschise, dar se vor închide la un moment dat. Nu părăsi casa Domnului. În Evrei, tot în Evrei spune cum au obiceiul unii să facă, dar nu, e un obicei rău, vă spun. Nu există. Eram la Viena, în Biserica Mare, și fratele presbiter era cu mine, era aproape de unde sunt eu, din Dej. Și zic, bă, dar eu am zis că voi sunteți 1500 de persoane. Și unde frate, 400 de persoane, ăștia care vin la rugăciune. Ei, soldații lui Gedeon, slăbit să fie numele Domnului. Ei vor fi biruitori. Fără rugăciune nu se poate, scumpul meu, frate. Da, oricum Dumnezeu a dat har, dar unde sunt ceilalți? De ce n-au venit? Mai ales acum, ascultă mei, când noi avem nevoie de ulei. De dumneavoastră că cele 10 fecioare au avut ulei, poate. Sigur că da. E cele nechipuite, dar întunericul a devenit din ce în ce mai mare și nu le-a ajuns. Și ce înseamnă lucrul acesta? În timpul primonirii vedem noi acum în Siria, în Orientul Mijlociu și în altă parte, spun chinei cum frații noștri sunt martirizați, sunt chinuiți, aici încă nu. Dar valul acesta va veni, cum zice Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Și Dumnezeu îi promite bisericii sau persoane respective care face așa și păstrează ce are El, îl are pe Iisus, îl are pe Dumnezeu, Dumnezeu, ai grijă de El, păstrează în viața ta, pentru că pentru tine, eu am lăsat o ușă deschisă în cer. Aleluia! Am să te răpesc, oare mă gândesc eu acum sunt diversi cu această termin, ce se întâmplă lui Lot, îi spunea îngerul, ești că nu poți să faci nimic în Sodoma. Și ce face Dumnezeu cu noi? Dumnezeu ne scoate din lumea aceasta. Dumnezeu, poporul lui, eclesia lui, adunarea lui, îl scoate, îl smulge din această lume. Isaia spune în capitolul 26, intră poporul meu în măduința ta și închide ușa după tine, până ce va trece necazul. Dumnezeu nu ne-a chemat la necazul. Dumnezeu ne-a chemat la viață. Nu ne-a chemat la mânie, ne-a chemat la mântuire. Doresc foarte mult ca să le avem aceste patru lucruri. Avem mielul cumpărat să mâncăm. Carnea mielului, așa cum trebuie să mâncăm adevărul lui Dumnezeu, da? Și că sângele lui Iisus Hristos, care este o mare putere. De multe ori sunt într-o luptă extraordinar de mare spirituală. Cred că dumneavoastră știți, aveți și această experiență. Și m-am învățat lui Domnul cum să mă rog și am zis, Doamne, te rog, acoperă-mă cu puterea sângelui tău. Și în momentul acela, când mă rog așa și cred că sângele lui Iisus are putere. E o armă cu care pot învinge. Plăviți să fie numele Domnului. Adăpostește la supare tata.
ultimul lucru care a spus, să nu părăsiți casa Domnului. Amin? Amin. Niciun motiv nu există. Niciun motiv n-ar putea ca să ne ochideze pe noi că nu vinim la rugăciune, nu vinim la slujbe divine, nu vinim la aceste lucruri. Scumpe mei, stai aici pentru că timpul este pe sfârșit și la musunet, la glasul unui arhanghel și la trâmbița lui Dumnezeu, Iisus a coborât din cer. Vom învia cei morți în Iisus și apoi noi, eu cred că o să fiu acolo, a puterea venirii Lui este foarte aproape și voi vreți să fiți acolo. Amin? Gloria Domnului, vom fi transformați. Trebuie mult timp de transformare. Nu trebuie o lampă, de chiar de o slăbiți să fie Domnul. Și apoi ne vom duce la Domnul și vom fi cu Domnul pentru totdeauna. Domnul să vă binecuvânteze.